Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motorider, iar astăzi este frig. Este o zi friguroasă, a venit iarna, dar după cum bine știți, motocicletele, cele mai bune motociclete, se cumpără iarna. De ce? Pentru că acum sunt reduceri foarte mari, reducerile cele mai mari o să le vezi în perioada de iarnă. Ei bine, după cum știți, până acum am vorbit mai mult despre echipamente și mai puțin despre motociclete, iar astăzi, așa cum v-am promis, pentru că v-am arătat o mulțime de magazine despre echipamente, astăzi am venit să vă arăt un magazin cu și despre motociclete. Un magazin plin cu motociclete și am venit la cei de la ATV Rom. De ce? Pentru că este o zi specială, atât pentru noi motocicliști, cât și pentru ei, pentru că au o campanie de care o să vă spun la sfârșit, o campanie foarte, foarte bună cu motociclete. Dragilor, acest magazin s-a născut acum aproximativ 15 ani și de 15 ani este lângă noi cu atâtea firme, un cel mai mare reseller din țară și ne oferă libertate și adrenalină unora. După cum vedeți, au adus în joc unele dintre cele mai importante branduri de profil, cum ar fi CF Moto, KTM, GasGas, Husqvarna, Fantic, Can-Am, Bombardier, Polaris, Indian, Kawasaki, Aprilia, Linhai, TGB, Vespa, Piaggio și lista poate continua. E cel mai mare reseller din România și unul dintre cele mai frumoase magazine pe care le-am văzut până acum. Cum v-ați învățat cu mine pe două roți până acum, astăzi ne aflăm pe patru roți și pe un anume pe un CF Moto 450. Să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să facem și sezonul următor review-uri la ATV-uri. Cei de la ATV Rom au o campanie și anume aceasta cu ATV-uri. Odată la 7 ore, timp de 7 minute, vor fi reduceri foarte, foarte mari la aceste modele de ATV-uri. Un discount destul de mare. Cum am spus și mai devreme, spuneți acolo în comentarii dacă vreți să vedeți review-uri inclusiv la ATV-uri. ATV-uri mai mari, mai mici, cu o groază de accesorii. De exemplu, acest model din fabrică vine cu handguard-uri, cu troliu în față și cu multe, multe accesorii. Intrați pe site-ul lor să vedeți mai multe. Unul dintre cele mai mari magazine de motociclete din țară, pot spune eu după câte am văzut până acum. Aici, în partea asta, avem motocicletele de la CF Moto, tot motocicletele de la CF Moto sunt, ATV-urile în dreapta, în spate acolo avem câteva motociclete super interesante și o să vă las câteva poze, să intrați și pe Instagramul meu și celor de la ATV Rom ca să vedeți acele poze. Mai departe, aici în această parte sunt motoarele de la KTM, motoare cu care ne-am dat și am făcut câteva review-uri la ele. În spate câteva accesorii, tot în standul cu KTM ne aflăm, dar de data asta ne aflăm la aceste motociclete de cross. Pe lângă aceste motociclete de cross, tot acolo avem și motocicletele de la Husqvarna și GasGas. Aici inclusiv de la Husqvarna, un super moto aici și în spate acolo, accesorii Husqvarna, accesorii GasGas și multe, multe echipamente de care n-ai cum să-ți dezlipești ochii în momentul în care vii și te uiți la ele. Așa cum am spus, sezonul următor va fi un sezon super plin cu review-uri la tot felul de motociclete, inclusiv poate și pe circuit. Hai mai departe. Iar aici este standul din nou KTM cu tot felul de echipamente de la KTM, inclusiv motociclete pentru voi cei mai mici. Motociclete de 65 de centimetri, una mult mai micuță acolo pentru oameni mult mai mici. Uite-l mă cum arată, mă. Uite mă cum arată. Ce vorbești? Dar reduceri sunt la motoare. Prietenul meu, care o să mă înveți să mă dau pe ATV-uri, pentru că nu știu, n-am mers până acum pe ATV-uri, dar cine știe, poate le facem review-uri la anul. Dragii mei, intrați pe site-ul celor de la ATV Rom și vedeți marile reduceri pe care au, pentru că, la fel cum am spus la început, este bine să ne luăm motocicleta iarna, mai ales că sunt atâtea avantaje, pentru că sunt atâtea reduceri. Ce pot să spun? Sunt câteva modele de care m-am îndrăgostit, abia aștept să le testez, sper să am ocazia să le testez și le mulțumim celor de la ATV Rom pentru că astăzi au putut și ne-au facilitat această oportunitate de a veni să filmăm într-un magazin moto și să vă arăt această sumedenie, pot să zic un fel de boom al motocicletelor într-un magazin, un magazin plin ochi cu motociclete și cu echipamente și m-a lăsat fără cuvinte. Dragii mei, vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest vlog,
Eu am fost Motorider. Urmăriți-mă în continuare și pe pagina mea de Instagram, acolo unde o să postez mult mai multe lucruri începând de astăzi. Iar până data viitoare, Motorider, pentru tine, numai bine! Pa!